Sergio, sunt curier de la Surprize Flori și pentru dumneavoastră vin așa o floare de pici, o orhidee, probabil este floarea preferată, să o țineți cu drag. Mulțumesc. O cutie cu dulciuri, multe dulciuri, pentru copii probabil și pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Da? Și o sticlă de spumant să sărbătoriți cu oaspeții dragi. Vă rog să mă ajungi și mă susțin, că să... Da, o bărbat așa. Doamna Grățina, vă dați seama din partea cui ar fi această surpriză? Anumit surpriză, surpriză, nu prea. Cineva nu poate fi alături de dumneavoastră, evident, în această seară. Sunt mulți care nu pot. Nu, să vă mai dați indicii. Eliza, o să dăm citire. Dacă ești la exerciții de 3 ore, ai versiune. Am surpriză, surpriză, m-am gândit la Ana Maria, nu știu de ce. Deci, da. Și noi suntem un pic curioși, noi să dăm citire la un mesaj și vom înțelege cu toții de unde este această surpriză. Deci un pic de atenție. Este scris așa. Astăzi, scumpa noastră, toate gândurile noastre bune și felicitările din suflet sunt îndreptate către tine. Îți doresc sănătate atât de multă încât să ai nevoie de... să nu ai nevoie de vaccinări. O dragoste adevărată, așa cum se scriu doar în cărți. Iar apoi produc filme. De asemenea, armonie și pace în sufletul tău, în așa fel încât doar gândurile geniale să viseze procesul tău de creație. Și desigur, îți doresc simplă fericire femeiască, pace în familie, stabilitate în portofel și emoții pozitive. Fiecare zi să fie o sărbătoare. Fii sănătoasă! Bucură-te de viață! La mulți ani, scumpa noastră, cu mătrița noastră, nănuță, surioară și nepoțică. Cu drag și familia Dumitrie. Vă rog să stâni cu un pic de aplauză. Mulțumesc foarte mult din suflet. Îmi pare rău când sunteți alături de mine. Mi-ați făcut o seară și mai frumoasă decât o aveam. Și pe viitor sper că vom fi împreună. Vă mulțumesc! Happy birthday to you!